Chiar astăzi mă gândeam că am făcut 21 de ani de când m-am mutat în Sfântul Ilie, chiar în această lună, în august, și de multe puncte de vedere, istoria parcă a stat pe loc, pentru că nici în momentul de față, nici măcar un sfert de populația comunei nu beneficiază de utilitățile de bază pentru un minim de trai decent, să spunem, apă, canalizare, nu mai zic de gaze naturale, ba chiar și curent electric în unele zone. În 2014, Academia de Studii Economice din București a realizat un studiu național complex în care Comuna Șcheia a ocupat locul 3 în Moldova și locul 39 în România ca potențial de dezvoltare din cele 2861 de comune ale țării. Astăzi, dacă ne uităm, putem răsuci, să zicem, puțin în rană, pentru că la un asemenea potențial de dezvoltare noi am ajuns să ne comparăm cu unități administrative teritoriale sărace, mult în spatele Comunei Șcheia. Sunt Iulian Cimpoeșu, am intrat în politică pentru prima dată în anul 2016, odată cu înființarea Uniunii Salvați România, și am intrat tocmai pentru că vreau să mă implic în schimbarea în bine a comunității locale. Sunt expert în conservarea bunurilor de patrimoniu la Muzeul Național al Bucovinei, iar din acest an sunt și am fost licențiat în administrație publică în calitate de șef de promoție, tocmai pentru că vreau să ajut la și să pun umărul la urnirea acestei comune care a rămas înțepenită de ani de zile în aceleași condiții. Suntem o comună bogată. Ca număr de locuitori avem în momentul de față aproape 13.000 de suflete. Dacă adunăm și pe cei mulți care locuiesc în Sfântul Ilie, dar au buletine de Suceava, suntem, cred că, peste 15.000. Avem un buget de, anul trecut a fost de 23 de milioane, ceea ce ne situează după cele 6 municipii ale județului și după singurul oraș, după Gura Humorului, este singurul oraș care ne depășește ca buget. Și totuși, în aceste condiții, noi nu am reușit să facem ceva vizibil pentru comunitate. Deci, este adevărat că pentru a construi absolut tot ceea ce este nevoie, avem nevoie de fonduri europene, pentru că comparând acest buget cu, de exemplu, este egal cu suma necesară restaurării Bisericii Sfântul Ilie, care a costat exact cât e bugetul pe un an al primăriei Șcheia. Am alături de mine o parte din echipa cu care ne prezentăm la alegerile din 27 septembrie. Îmi doresc ca împreună cu echipa USR să integrăm Comuna Șcheia în zona metropolitană și vreau să spun că am găsit o echipă de oameni corecți și cinstiți care își doresc să schimbe comunitatea în care trăiesc.